bine ai venit, primare! Vă mulțumesc frumos că ai venit să mă ajuți și mi-am chemat sosia de la Broșteni. Ce părăi de frații ăștia doi? Uite. E mai frumos. Găsindu-și sosia, va profita de ocazie să o pună la treabă. O mai pui pe aia și după aia măsurăm. Că ăsta, dacă vede că am terminat, ne dă altceva. Am încercat cât mai mult să intru în rol, să scap de emoții. E greu tare să fii romică soșu. Oricât ar vrea, nu poate sta. E pus pe treabă. E Neamărin. Anul ăsta ia calea faptelor bune pentru prietenii de la Circul Belucii. Iria, să fii de Italia! În seara asta, muncile parcă se înmulțesc. Am ajuns la țără, noi am praf și în... Hai că m-am plictisit aici, mai repede! De la cules roșii, tuns iarba, până la curățat pește, orarul e hiperîncărcat. Băi, de berea! Păi vină pe partea asta! Ăsta când apare, strică tot. Ai terminat treaba? Hai, Nea! Și tu! Nu vor lipsi veselele escapade și ieșiri în decor, și la piscină, și pe ogor. Vamos a campania! Țăranul e pe câmp! Croduța va primi leac de frică din moși strămoși, căci are frici multe, și cu pene, și cu fulgi. Amă, ia-mă de-acu! Mai aveam puțin și mi-am dat duhul și am leșinat. Fără nicio inhibiție, ea va oferi pe șantier noi tendințe în construcții. Hai că pune agresia invers, hai! Totul va culmina cu un frumos spectacol unde emoțiile se vor ține lanț, într-o sală arhiplină cu atmosferă de vis. Ia uite, să vezi ce. Trebuie să stau încordată, nu acolo. Când văd că se montează leagă, nu mă ia leșin. Ia, e frică acum, vede. Am emoții! Bravo! Fata, ești nebună la cap, doamne! Romica a făcut sala plină în cir. Evident, visurile se împlinesc pe deplin. Numai când pune osul la treabă, omul de vis, Neamărin. Ultima dată ne-am oprit cu acțiunea în plină curățenie, căci în curând la ușa circului vor da năvală spectatori. Dar până atunci mai sunt câteva ore, deci se pot face multe și din cele vrute și nevrute. Ca așa vrea Neamărin. Trebuie făcut așa. Curățenie un pic acolo. Acolo spun. Tăiat crenguțele alea de jos ca să poată să urce el în pom. Da? Părerea mea. Unul începe să cosească iarba cu tractorul. Tu. Da? Ok? O lerbe. Atunci tu cu ea intri acolo și începe să faceți curățenie. Ok? Am înțeles. Și eu mă duc cu ceilalți acolo. Nu mai tăia, Romica. Lasă-mă. E gata. E milă de copac ăsta. Ea trebuie mult să crească. A început să plângă ecologista pământului. Direct la treabă, direct la Porsche m-a trimis Neamărin. Așa băiatul lui tata. Așa te vreau. Așa băi... Hop, ia uite-l, mă. Mamă, ce m-a speriat să mor eu. Așa, și-l pui ușor jos. Cât de p***? Poți să fii când eu zic încet? Pune-l la loc. Dumnezeule, Doamne. Nu pot să intru, mi-e frică rău de tot. Da, ce iei ăla de apă, să-l curăța? Ai nebunit? Ce ai? E leșin. Păsările mănâncă carne. Sunt vulturi sau ce sunt din astea de mănâncășoare? Bă, sunteți nebuni? Uitați ce mușchi aici. Auzi, fă-mă grătarul. Alo? Bisteca Fiorentina, vită! Mușchi de vită! Dacă n-ai pană de păun la pălărie... Da, bravo! Degeaba! Dar și prăștiat așa, vin și mănâncă. Le-am răsfirat pe lângă aia și cum am plecat, au început să ciugurească. Ia uite ce frumos! Ia! Era salut de după tractor și el tot dădea cu apa aia și cu jetul ăla și era așa de rece apa aia. Da, să hai, dă-i! Vai de cap meu cum a făcut. De ce nu pui? Pune mătră, de ce nu vrei să pui? Lasă-o, Brenamărinu, face așa.
Jură-te! Uite și aia urlă! Nu l-a aruncat! Nu l-a aruncat pe mine! Deci nu l-a aruncat! Băi, nebună! Pune mâna pe el! Nu, deci te rog din toată inima mea, gata! Deci gata că leșin acum! Hai că m-am plictisit aici, mai repede! Băi, Maurizio! Regalii per te! Am deja eu! Gata, eu am făcut 4 rulătițe! Păi de mine, tu nu știi ce am făcut cu ea! Asta face parte din alte activități ale mele obișnuite la Neamărin. Văd un cal, mă urc pe el. Două iepe putere, ia uite! Hai, căluțu, hai! Stai, bre, că ai dat în cal! În tine am vrut să dau, dar primit în cal. Când mă uit, erau două iepe acolo. Erau o iapă jos și o iapă sus. Hai, 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 hai! Unde ne-ai trimis, mă? La 5 stele! 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 A făcut Cruța niște tume de, cred că, au ars-o pe burtă, dacă n-a sărit, a luat niște burți, Cruțuța. 2, 3, up! Ai sărit ca frate! Și apoi ne-am răcorit așa cu o bere și direct la masă. Să vină mâncarea! Să vină mâncarea! Unde vreți să mă mai duc să mai fac reclamă? Ai nebunit la cap? Hai, ce m-a supărat că m-a trimis Neamărin să împărțim flyere. Ce faci, bă? Ce reclamă, bre? Lasă-mă în pace! Păi am muncit toată ziua, bre, ce reclamă? Hai să faci reclamă, băiat! Ce reclamă, bre? Înseară, ce reclamă? Vino cu acea! Am crezut că ne întoarcem la circ să ne odihnim, să dormim și noi o oră, două, trei. Și când colo ne-a trimis la promovare pe plajă, pe mine, pe Sony, pe Jorge. Vă așteptăm la circ! Fac spagatul! Ui, ia uitați! Ia uite, o, păi stai, bă, nu le arăta acum, băi, arată-le la spectacol! Am luat special! Ăsta a fost la special! Dacă nici Daniela nu știe cum să convingă bărbații, hop, în spagat direct, omul a plătit repede biletele. L-am sunat și am zis, bă, trăiască familia ta, Vasile, bă, ia mașina și vină cu coace mâine dimineață să-i fac o falsă la Neamărin și să și muncești în locul meu, că nu mai pot. M-am uitat așa, zic, bă, dar... Bă, ce faci, bă, omule, ți-ai schimbat vocea? Ia uite, bă, și-a schimbat vocea. Ești bine? Să treci, Romic? Bine, sănătos. Da? Mergem înainte. Mergem înainte? Ce tare! E greu, e greu tare să fii Romica Soșu, dar încetul cu încetul... Ce pare-ai de Romica? Să pricepe, a? Da, ia să vedem dacă nu îi rămâne prin urmă, dacă nu, de-aia mă veneam, să vedem... Ia uite-l ce dă. A venit să patronul, tot s-a uitat la mine, tot cred că-l cunoștea pe Romica, tot vrea să mă întrebi, eu și-am mâncat, și-am băut, sunt mai grasă, sunt mai... Vreau să te aciupesc, mă! Ce aia era pană? Ia pană, să nu-ți face nimic, dacă și asta ți-e păi stai să nu mă muște ăsta, că dacă ți-a prins degetul ăsta, ți-l taie. N-are nimic. E, nu, nu are nimic. Cum n-are nimic, mă? E foarte periculos cura aceea. Dacă îi prinde siliconul, un rac din ăla, Daniele, rămâne fără el. Push me and then just touch me. Săraci muncitori, Doamne ferește, ăia săraci s-au oprit. Cred că două zile nu mai muncesc. Ce dai cu căutam eu acolo în chiloți, în șantier? Au văzut-o pe Daniela în costumul ăla de baie și cum dădea și stătea și cu fundul la ei. Ia nenorocit. Dai, 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 să vede. Mamă, ce frate! Ia uite-te, Ana! Ana! Ia uite-te, Ana! Uite-te la el! Aaaa! Aaaa, mi-am alergie, nu mai pot! Vasile al meu, eu cred că ăsta a mai muncit undeva prin Spania, pe undeva prin Italia, că știe de toate, să pună și gresie și faianță. Auzi, stai încet, nu te grăbi. O mai pui pe aia și după aia măsurăm. Că ăsta, dacă vede că am terminat,
ne dă altceva. Pardon? Facem probă pentru spectacol în seara asta, fiată. Hai, săritura. Mâna pe capul nostru, pe capul nostru, pe capul nostru. Așa. 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 Una, două, trei și... M-am dus la fund și făceam așa și vedem numai apa, știi, și mai puteam să iau... Dar ne-am simțit super bine. Super, super, super bine. Ne-am distrat, am făcut gimnastică, zumba în apă. Ne-a făcut un super program managerul de acolo, de la hotel. Foarte frumos, era foarte încântat Sony de mișcările astea în apă. Bineînțeles, Cruduța s-a băgat în față, în primul rând, de acolo. Amarisie, ne face o coreografie. Eram în contratim cu toată lumea, da, ca de obicei, nu? Că toată lumea făcea într-o parte, făceam în cealaltă, nu? Uitându-mă în sală și am observat că sala e plină, sunt mândră și văd că munca a dat roade. Satisfacție mai mare decât să vezi că munca ta dă roade nu este, îți dai seama. Eu sunt foarte fericit și mă bucur că am făcut parte din această emisiune și din acest proiect. Eu am pus așa o parte din sufletul meu în spectacolul Circului Belucci. Jos pălăria, pentru că muncesc în toată ziua și de seara ne ajutăm și la spectacol și sunt foarte obosit. Aplauze pentru Jorge! Și le mulțumesc celor de la Circo Belucci că m-au pus în valoare așa de frumos cu momentul la eșarfe și Tatianei îi mulțumesc pentru că e o tipă profesionistă și senzuală și am creat acest moment romantic. Când știu că e ultima zi, mă emoționez. Ce au făcut pentru noi, mi se pare ceva de enorm. Ceva care nu toți poate să-ți facă așa. Și ei au venit, ne-au ajutat, au muncit, au lucrat, au repetat, ca să iese tot bine. Danielu! Oche! Stai pe mâini! Vrei să o vezi ultima oară? Hai! Facem o lipă! Hai! Ușor, ușor! Hai! Acum! Da. E frică acum, fii atent. Se vede că e frică. Și când m-am văzut eu acolo sus, în leagăn, că mă dau de 10 ore așa cu el și ajunsesem sus de tot la înălțime, n-am mai vrea să mai sar. Băieții s-au panicat, am zis că sar de vreo 3 ori, am anunțat că sar, ap, și n-am sărit, ap, și n-am sărit. Am sărit după aia, fără să mai zic.